Este? Stimați colegi, stimate colegi, bună ziua! Suntem astăzi la prezentarea celui de-al treilea raport de monitorizare a mass mediei în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale și pentru referendumul din această toamnă, care vor avea loc pe 20 octombrie. Alături de mine este Nadin Gogu, care în cele ce urmează va prezenta concluziile pentru cele 10 posturi de televiziune monitorizate de CJI, dar nu înainte de a menționa faptul că această monitorizare are loc în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, iar monitorizarea a avut loc cu sprijinul proiectului Presa în sprijinul democrației, incluziunii și, și democrației, pe scurt, media. Sprijinul pentru acest proiect este oferit de USAID și UK prin intermediul Internews în Moldova. Doamna Gogu, vă rugăm. Mulțumesc, Anastasia. Bună ziua tuturor. Tradițional, până a prezenta rezultatele din a treia săptămână de campanie electorală, o să mă opresc puțin la cadrul metodologic pe care l-am utilizat în această monitorizare. Atunci când am selectat instituțiile medie pentru monitorizare, ne-am uitat la câteva criterii, forma de proprietate. Avem și instituții publice și instituții private, limba de difuzare, care difuzează în română, care în rusă, dar și la disponibilitatea de a reflecta campania electorală. Avem aici afișat pe ecran lista celor 10 instituții media, Cinema 1, Exclusiv TV, Găgăuzie Radio Televiziunul Gărtă, Jurnal TV, Moldova 1, N4, Pro TV Chișinău, TV 8, TVC21 și TVR Moldova. În ordine alfabetică le-am listat. Și am monitorizat din orele de prime time seara principalul buletin informativ de știri, emisiunile cu caracter electoral și dezbaterile electorale. Doar câteva cuvinte despre caracteristicile metodologiei, indicatorii cantitativi în principal sunt măsurați, ne uităm la tipul materialelor, la durata acestora, la tematica mediatizării, sursele știrilor, frecvența și durata apariției actorilor politici și candidaților electorali. În același timp, măsurăm și un indicator calitativ, este vorba despre tonalitatea reflectării. Ne uităm la contextul apariției, dar nu doar la context, ci și la atitudinea mass media față de actorii politici sau candidații electorali. Date generale per 10 posturi pe care le-am monitorizat, în total am avut 316 materiale. Mare majoritate au fost știri, 270, au fost și 37 de emisiuni și 9 dezbateri, iar volumul total a fost de aproape 59 de ore. Este un volum foarte mare. Țin să menționez că au fost monitorizate materiale cu caracter electoral direct, dar și indirect. Cele mai abordate subiecte au fost subiecte din domeniul politic, urmează procesul electoral, și corupția, inclusiv corupția electorală, în contextul acțiunilor poliției și procuraturii de săptămâna trecută, ce țin de finanțarea ilegală a partidelor politice, dar și de corupere electorală. Și problemele sociale. Am selectat doar primele 5 din top. Urmează alte câteva topuri, cele mai des citate sau menționate surse sau protagoniști. Cetățenii sunt pe primul loc, în mare parte datorită faptului că participă la diferite sondaje de tip Vox Populi, când se dau părere cu referire la scrutin. Reprezentanții guvernului pe locul 2, de foarte multe ori au apărut în imagini, inclusiv cu citate directe, fiind vorba de diverse activități cu participarea acestora, Comisia Electorală Centrală, Poliția, Procuratura, diplomați și oficiali străini. După protagoniști, după surse, ne putem da seama care a fost agenda mass media săptămâna trecută. Cum ziceam, au fost multe știri privind acțiunile poliției și a procuraturii, dar în același timp am avut și multe materiale cu participarea reprezentanților administrației publice centrale, dar și a diferiților diplomați și oficiali străini, că au fost mai multe vizite la nivel înalt, care s-au produs săptămâna de raport, respectiv acestea tot au fost incluse în monitorizarea noastră.
un top 3 al candidatelor și candidaților care au fost citați sau menționați în materialele monitorizate. Pe primul loc este Maia Sandu, candidata Partidului Acțiuni și Solidaritate, care a avut în total 66 de apariții și mențiuni. Deci 66 nu înseamnă neapărat că a avut și vorbiri directe, dar a fost menționată de multe ori de către protagoniști, invitații la diferite emisiuni. Urmează Victoria Furtună, candidată independent, cu 39 de apariții și mențiuni, și Alexandru Stoianoglu, candidat PSRM, cu 38 de apariții și mențiuni. Dar din perspectiva duratei aparițiilor directe, topul este puțin diferit. Victoria Furtună pe primul loc cu 203 minute în total, timp de o săptămână. Urmează Andrei Năstase, 199 de minute, și Octavian Țic, 150, în mare parte datorită faptului că aceștia au participat la emisiuni sau dezbateri. Ne uităm la tonalitatea reflectării per 10 posturi. Cum ziceam, Maia Sandu a avut cele mai multe după frecvență apariție și mențiuni și a fost reflectată diferit, de cele mai multe ori neutru, dar avem și apariții în context negativ. Dintre toți candidații, ea este prima, care are prima în top. Cele mai multe apariții în context negativ și cele mai multe în context pozitiv. După care urmează Victoria Furtună și Alexandru Stoianoglu. În rest, din câte observăm, ceilalți candidați, candidate au avut parte de reflectare neutră în mare parte și din când în când câte o apariție pozitivă sau negativă în funcție de contextul evenimentului la care a participat sau declarații pe care a făcut-o. Și acum, per post, mergem cu Cinema 1. A reflectat activ campania, a avut multe știri, 45 în total, 4 emisiuni cu volum total de 6 ore aproximativ. Și tematica subiectelor, dar și sursele au fost variate și acest post a oferit acces direct pentru toți cei 11 candidați și candidate care au avut intervenții directe, vorbiri directă. Din perspectiva administrației publice centrale, guvernul a avut multe apariții, 21, și vorbiri directe 290 secunde. Reprezentanții președinției de 5 ori au apărut sau au fost menționați cu vorbire directă 91 secunde. Din perspectiva echilibrului de gen, observăm o dezbalanță. Bărbații au predominat 51,6% versus 27,4% surse sau protagoniști femei. În general, tonalitatea reflectării actorilor electorale a fost mai mult neutră, uneori pozitivă sau negativă. Maia Sandu a fost reflectat mai mult negativ, dar și pozitiv și neutru, fiind în egală măsură favorizată și defavorizată de tonalitatea pozitivă sau negativă a știrilor în care au apărut reprezentanții administrației publice centrale și vedem că avem aici 8 și 4 respectiv și PAS, Partidul de Guvernământ. Aici avem distribuirea după frecvență, după durata apariției și durata vorbirii directe. După frecvență, în top, pe primul loc, e Maia Sandu, dar după durata vorbirii directe nu este prima, pentru că, așa ca și cum am remarcat și în rapoartele precedente, despre ea se vorbește foarte mult, în diferite contexte, dar vorbirii directe are mai puțină. Ceilalți candidați, în mare parte, din cei listați în tabelă, au participat la emisiuni. De aici și durata vorbirii directe mare. Tonalitatea prezentării și candidaților și candidaților, o vedem că în mare parte este neutră pentru toți, cu excepția Maia Sandu, și în rest ceilalți, unii dintre ei, au beneficiat și de apariții pozitive, când a fost vorba de emisiuni în special. Urmează Exclusiv TV, a avut în total 27 de știri, 5 emisiuni, și tematica și sursele au fost variate. În materialele relevante au apărut și reprezentanții Guvernului și a Parlamentului, câte 14,4 apariții respectiv, care au avut și intervenții directe. Am observat la acest post prezența a 10 din 11 candidați care au avut acces direct, au fost citați direct, cu excepția lui Renato Usatăi, care nu a apărut deloc, nici nu a fost menționat. Echilibrul de gen nu a fost respectat, 50% din surse protagoniști au fost bărbați, 28% femei, iar tonalitatea în linii mari a fost neutru pentru majoritatea actorilor electorali.
Maia Sandu, în egală măsură neutru și negativ, a fost reflectată, fiind vorba special de emisiuni unde a apărut negativ. Partidele politice, la fel, reflectate în mare parte neutru, excepții face PAS, Partidul de Guvernământ, care a avut apariții și în lumină negativă și aceste apariții au fost în măsură să o dezavantajeze pe Maia Sandu. Tonalitatea reflectării administrației publice centrale e mai mult neutră, dar și pozitivă în 7 cazuri. Aici avem distribuția frecvenții duratei apariției și duratei vorbirii directe, cam aceeași situație cum a fost și în precedentul post de televiziune și ne uităm la tonalitate, la fel, de cele mai multe ori negativ a apărut Maia Sandu, în rest ceilalți au apărut în funcție de context și neutru și pozitiv și unii dintre ei negativ. Dar oricum nu putem, pe baza acestor date, nu putem spune că există o favorizare sau defavorizare evidentă a vreunui dintre concurenții electorali. Urmează Găgăuzie Radio Televizorul, care a avut în această perioadă doar 7 știri scurte de la CEC și 5 emisiuni. Deci, practic, s-au limitat la reflectarea campaniei în știri în informații despre activitatea Comisiei Electorale Centrale, iar în emisiune deja au reflectat campanie din diferite perspective, moderatorii, invitații, punând în discuție activitatea Guvernului, activitatea Maia Sandu în cei 4 ani de până acum. Egalitate de gen, 40% bărbați și 36% femei, aproape că avem un echilibru dacă nu uităm atent, doar că în condițiile în care și subiectele și sursele au fost puțin diverse, este clar că acest echilibru foarte ușor poate fi atins. Doar câteva surse sau experți care protagoniști care au apărut în emisiuni. Tonalitatea a fost neutră pentru majoritatea actorilor electorali, cu excepția Maia Sandu, a lui Alexandru Stoianoglu și Renato Usatăi și Irina Flac, care au fost reflectați mai mult negativ, fiind vorba mai mult de emisiuni. Administrația publică centrală, Partidul de Guvernământ, au apărut preponderent în lumină negativă și, prin transfer de imagine, au dezavantajat-o pe candidata PAS. Da, aici vedem că singura candidată care a avut acces în programele electorale de la Gărtă este Victoria Furtună, care a participat la o emisiune. În rest, ceilalți au fost doar menționați, despre ei s-a vorbit, au avut apariții indirecte, dar nu au avut și citate directe. Și, iată aici, mai detaliat, avem tablou care prezintă tonalitatea prezentării candidatelor și candidaților. Maia Sandu preponderent negativ și odată neutru, ceilalți mai mult neutru. Dar Victoria Furtună odată pozitiv. Jurnal TV a reflectat activ campania electorală, în total 36 de știri, 2 emisiuni și 3 dezbateri, volumul total de 7,7 ore și subiectele și sursele au fost diverse și postul a oferit acces direct în știri pentru toți candidații. Au apărut și reprezentanții Guvernului și ai Parlamentului, în câte 12,5 materiale, având și vorbire directă. Din perspectiva egalității de gen, observăm mai mult sau mai puțin un echilibru, nu ideal, dar oricum avem 48,7% versus 33,7%, este unul dintre cei mai buni indicatori. Tonalitatea reflectării, de cele mai multe ori în știri, a fost neutră, la fel în cazul partidelor politice, de cele mai multe ori au apărut neutru în unele cazuri și negativ. Și administrația publică centrală, la fel, a apărut și neutru și în câteva cazuri, 4, mai exact, tonalitatea apariției a fost pozitivă și odată negativă. Deci nu putem spune că jurnal a favorizat sau defavorizat pe vreun concurent electoral. În mare parte, toți au fost reflectați neutru. Avem aici cifrele, cum remarcam și anterior, unul din puținele posturi unde putem vedea lista
plină, toți concurenții, candidații, candidatele din scrutin au fost prezenți în știri cu vorbire directă. Și din perspectiva tonalității, vedem mare parte toți au fost reflectați neutru. Doar în câte un caz, contextul a fost negativ pentru unii dintre concurenții și pozitiv pentru alții. Moldova 1, postul public de televiziune, în total a avut 29 de știri și 4 dezbateri, cu volum total de 4 ore. Sursele diverse, la fel tematica, au oferit acces în programele electorale doar pentru 6 din 11 candidați înscriși în scrutin. Guvernul a avut 20 de apariții și vorbiri directe, deci 581 de secunde, la fel președinția, a avut intervenții directe și 4 apariții. Egalitatea de gen, avem următoarele cifre, 44% surse protagoniști bărbați versus 30% femei. Iar tonalitatea, în majoritatea cazurilor, când a fost vorba de candidați și candidați, a fost neutră. Maia Sandu a fost reflectat și negativ și neutru, dar a fost și avantajat de tonalitate pozitivă a numărului relativ mare de materiale privind activitatea administrației publice centrale. În total au fost 10 materiale de acest fel. Iată, aici avem câteva tabele. În primul e vorba de știri, deci doar 4 dintre candidați și candidate au apărut, fără a avea intervenție directă, despre ei doar s-a vorbit într-un material. Și aici e vorba de dezbateri cu participarea concurenților. Maia Sandu nu a participat la dezbateri, despre ea s-a vorbit puțin, în rest ceilalți au avut acces și vorbire directă și indirectă. Tonalitatea preponderent neutră pentru majoritatea celor 6 candidați și candidate reflectate de Moldova 1. Urmează în 4 cu 24 de știri, 2 misiuni și 2 dezbateri de 6-4 ore. Tematica a fost variată, însă sursele au fost mai puțin diverse. 9 din cei 11 candidați au avut acces în programele electorale ale în 4 sau în știri cu caracter electoral indirect. Guvernul a avut 36 de apariții, mențiuni, cu vorbire directă de 438 de secunde, iar Parlamentul 7 apariții, 152 de secunde intervenție directă. Echilibru de gen mai puțin asigurat, 53% surse protagoniști bărbați versus 30% femei. Maia Sandu și Partidul de Guvernământ au fost puși în lumină negativă în emisiuni, în dezbateri. În total au fost 16 astfel de cazuri. În știri, activitatea Guvernului a fost tratată mai mult negativ, de 21 de ori, dar și pozitiv și neutru. Iar prin transfer de imagine, aceste apariții mențiuni au defavorizat-o mai mult pe Maia Sandu decât au favorizat-o. Aici avem distribuția frecvenții a duratei apariției și duratei vorbirii directe. Vedem că 4 dintre candidați și candidate au participat la emisiuni, la dezbateri, în rest ceilalți fie au avut vorbire directă, fie nu au avut, în funcție de... După număr vedem Maia Sandu 59 de secunde vorbire directă și 8 apariții, mai jos deja se schimbă în descreștere, avem frecvența și durata vorbirii directe aproape la zero. Unii chiar deloc nu au fost citați direct. Aici e vorba de dezbateri. Primele au fost știri și emisiuni, aici e vorba de dezbateri. 4 dintre concurenți și concurente au participat. Ceilalți 2 despre ei s-a vorbit, nu au participat. Tonalitatea prezentării, de cele mai multe ori neutru, dar am avut și cazuri de apariții în context negativ și Maia Sandu este lider la acest capitol. De 6 ori negativ, 3 ori neutru și o dată pozitiv. ProTV Chișinău, 28 de știri și o emisiune. Și tematica și sursele au fost diverse. Au ținut în vizor ce s-a întâmplat parcursul săptămânii trecute, care au avut tangențe cu campanie, direct sau indirect.
au oferit acces direct pentru 10 din 11 concurenți. Victoria Furtună doar apariții indirecte, fără citate directe. Guvernul, Științia, la fel, au avut apariții câte 8 și 4 respectiv, cu vorbire directă relativ mică, 80 secunde, 40 secunde. Echilibru de gen, am avut 48% surse și protagoniști bărbați versus 25% femei. Preponderent în lumină neutră au fost prezentați și candidatele și candidații electorali în materialele pe care le-am monitorizat. Partidele la fel, în mare parte, au fost reflectate neutru. Fostul partid politic Șor și Partidul Victoriei de cel mai multe ori au apărut în context negativ. Iar administrația publică centrală, la fel, a fost reflectată mai mult neutru. Din perspectiva cifrelor, vedem aici cum au fost distribuite, după frecvență, de la 5 la 2 și durata vorbirii directe, în mare parte, toți concurenții electorale au vorbit mai mult sau mai puțin, cu excepția Victoriei Furtună. Tonalitatea neutră pentru marea majoritate, excepție, iarăși Victoria Furtună, într-un singur caz, a apărut negativ, în rest neutru. Postul de televiziune TV8 a avut în perioada de raport 26 de știri, 5 emisiuni, cu durata totală de 6,31 ore. Au reflectat diverse subiecte, au citat diverse surse pentru a documenta aceste subiecte și au oferit în știri și emisiuni acces pentru 4 din 11 candidați și candidate. Guvernul a avut 6 apariții și președinția 2 apariții. În ambele cazuri au fost și vorbiri directe, 236 secunde și 25 secunde. Egalitatea de gen, un indicator relativ mai bun decât la alte posturi, 50% bărbați și 35% femei. Marea majoritate a actorilor electorali au fost prezentați neutru. Victoria Furtună a fost defavorizată de mai multe apariții în lumină negativă, ținând cont de contextul știrilor care au reflectat evenimentele săptămâna trecută. Partidele politice, la fel, neutru au fost reflectate, dar și negativ, în cazul ex-partidului Șor, declarat neconstituțional, și Partidului Victoriei. Iar reprezentanții administrației publice centrale au fost reflectați mai mult neutru, dar și pozitiv în trei cazuri. Aici vedem cum au fost distribuite frecvența aparițiilor și a mențiunilor, pentru că doar în 4 cazuri, cum ziceam, au fost prezenți candidatele și candidații. În rest, despre ceilalți s-a vorbit, au fost menționați doar. 4 din ei, în genere, au fost doar menționați odată și atât. Aici avem tonalitatea prezentării candidatelor și candidaților. Negativ și neutru. Aproape jumătate la jumătate, dacă ne uităm după culori care predomină în acest tabel, Victoria Furtună, 4 negativ, 2 cazuri neutru. Stoianoglu și Vasile Tarlev și Alexandru Stoianoglu au câte 2 apariții negative, la fel ca și Natalia Murari, în rest neutru pentru ceilalți. TVC21, în total, au avut 23 de știri foarte scurte, deci e vorba de News Digest, și 6 emisiuni, în total 8 ore. Sursele au fost puțin diverse, în condițiile în care și știrile sunt foarte succinte, deci nu se bazează prea mult pe surse. Au oferit acces în programele electorale pentru 5 din 11 candidați. Guvernul a avut 14 apariții fără vorbire directă, iar din perspectiva echilibrului de gen avem 54% surse bărbați versus 24% femei. Este evident o discrepanță mai mare, un dezechilibru, evident. În emisiuni, contextul politic a fost analizat cu 3 dintre concurenții electorali și asta e pus în lumină pozitivă. Dintre candidați, de cele mai multe ori a fost defavorizată Maia Sandu în emisiuni de regulă și tot ea a fost dezavantajată de un număr relativ mare de mențiuni sau apariții în lumină negativă a autorităților publice centrale și a partidului de guvernământ. În total au fost 15 astfel de materiale și este mai defavorizată Maia Sandu comparativ cu ceilalți candidați și candidații.
Aici avem distribuția după frecvență și după durata vorbirii, direct și indirect. Cum ziceam, trei dintre candidați, candidate au participat la emisiuni, în rest aproape că nu au fost citați. Tonalitatea prezentării, în mare parte neutră, pentru mulți dintre ei, cu excepția Maia Sandu, care a avut mai multe apariții negative. Vasile Tarlev, Victoria Furtună și Andrei Năstasi au avut și câteva cazuri în care au apărut pozitiv. Și ultimul post de televiziune, TVR Moldova, în perioada de raport a avut 30 de știri, 5 emisiuni, cu durata totală de 5,5 ore. Și tematica și sursele au fost variate. Au oferit în programele electorale acces pentru toți concurenții și concurentele. În același timp, în știrile de la TVR Moldova au fost prezenți și reprezentanții Guvernului, Președinției și Parlamentului. Vedem aici afișate și cifrele, 16 apariții din partea Guvernului, 5 Președinție și 4 Parlamentul, cu intervenții directe. 387 de secunde din partea Guvernului, 54 Președinție, 60 Parlamentul. Egalitatea de gen relativ echilibrat, 45 de surse bărbați versus 34 femei și marea majoritate a candidaților și candidatelor au fost reflectate neutru. Putem spune totuși că prin transfer de imagine Maia Sandu a fost avantajată de tonalitatea pozitivă a aparițiilor administrației publice centrale și a PAS-ului, în total 23 de cazuri. Aici vedem datele statistice, după frecvență, după durata apariției și durata vorbirii directe. Observăm, la fel ca și în cazul de la jurnal, toți concurenții care au fost prezenți în știri au fost citați direct. Nu există mari discrepanțe între secundele care au fost alocate. Și din perspectiva tonalității, mare parte neutru și vedem diferența. În cazul Maia Sandu, care de 5 ori a apărut pozitiv, 3 ori neutru, și a Victoriei Furtună, care a apărut mai mult negativ de 3 ori și 2 ori neutru. Acestea sunt datele pe care le-am analizat în a treia săptămână de campanie electorală. Urmează să revenim cu un al patrulea raport care va acoperi săptămâna curentă, deja săptămâna viitoare. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Gogu, mulțumim, stimați colegi și colegi, pentru interesul, pentru rezultatele celui de-al treilea raport. Țin să reamintesc că peste o săptămână ar urma să ne întâlnim pentru prezentarea celui de-al patrulea raport și vreau să reamintesc că această monitorizare a avut loc în cadrul proiectului Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova, iar monitorizarea a avut loc în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Vă mulțumim și ne reîntâlnim la cel de-al patrulea raport de monitorizare.